aș dori să continuăm în această după-amiază. Ceea ce am început dimineață, un scurt studiu pe Faptele Apostolilor capitolul 2, aș vrea să vă reamintesc o împărțire generală a acestui pasaj care este extrem de important datorită ceea ce reprezintă el pentru biserică. Aici avem coborârea specială, unică a Duhului Sfânt peste Biserica Noului Legământ avem formarea Bisericii și prima expansiune extindere masivă a Bisericii avem prima predică prima evangelizare avem, aș spune într-un anume sens, prima trezire cu rezultate spectaculoase avem prima prescripție și, și descriere a mântuirii unor oameni prima prescripție, cum să fie mântuiți și descriere, cum au fost mântuiți avem practica Bisericii Nou Născute și impactul ei în societate, în lumea de atunci și avem descrisă foarte clar cum a avut loc această tranziție istorică ă, extraordinară de la Israel la Biserică, de la Vechiul Legământ la Noul Legământ. Deci este un text esențial pentru Biserică, este de bază. Toată cartea Faptelor Apostolilor ă, ă, decurge din primele două capitole din Cartea Fapte dacă înțelegi primele două capitole înțelegi care este sensul istoriei de ce Luca prezintă aceste lucruri și nu altele uh, primele 21 de versete descriu la propriul a Duhului Sfânt din perspectiva autorului, din perspectiva audienței și din perspectiva apostolului apoi avem cuvântarea lui Petru predicarea, proclamarea Evangheliei avem apoi uh, uh, primirea mântuirei sau producerea mântuirei în grupul de necredincioși care era acolo aproape 3000 de suflete s-au întors la Dumnezeu și apoi avem în ultima, în ultima parte practica bisericii nou născute Predicarea Evangheliei am văzut dimineață care a avut loc în acea zi istorică a, a fost a produs sau a dus la niște pași premergători mântuirii și am insistat puțin asupra acestui lucru descris în versetul 37 în versetul 37 nu descrie la propriu mântuirea lor, ci pregătirea, da? Prelucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o asupra acestor oameni ca să fie mântuiți. Și am observat trei aspecte, da? Cunoașterea Evangheliei, au auzit aceste cuvinte, adică Evanghelia, convingerea lăuntrică a inimii pe care a făcut-o Duhul Sfânt și căutarea mântuirii din partea acestor oameni care a rezultat în urma cunoașterii Evangheliei și a convingerii inimii făcută de Duhul Sfânt. Da? Asta este pregătirea mântuirii. Avem apoi o prescripție mântuitoare pe care o spune Petru în versetul 38 și 39, pocăința, da? prefigurarea acestei mântuiri care li s-a predicat prin botez, da? este o icoană închipuitoare, o mărturie, mântuire care este în numele Domnului Iisus și care duce la iertarea păcatelor. Deci avem o pocăință, o prefigurare a mântuirii, o pecetuire a mântuirii, veți primi darul Sfântului Duh, care este o făgăduință promisă de Dumnezeu din Vechiul Testament pentru ei, pentru copiii lor și pentru toți cei care vor fi chemați de Domnul. Și avem în final, descris în versetul 40, o părăsire a lumii acesteia, o separare de lume, da? o delimitare de acel neam ticălos ceea ce ni se cere și nouă astăzi. Deci avem o pregătire a mântuirii, versetul 37, o prescripție mântuitoare, versetul 38, 39 și 40 și o primire a mântuirii. Și aici aș sublinia trei aspecte, da? Mântuirea care rezultă în câteva aspecte. În versetul 41 avem descris în primul rând mântuirea prin credință, au primit propovăduirea lui. Asta este mântuirea prin credință. Descrisă prin alte cuvinte, mântuirea prin credință. Au crezut cu alte cuvinte propovăduirea lui. Al doilea aspect, au mărturisit lucrul acesta prin botez, deci au fost mântuiți prin credință, au, fost, au mărturisit prin botez, cei ce au primit provăduirea lui au fost botezați. Asta este ordinea corectă. Ești mântuit prin credință când primești provăduirea, mărturisești lucrul acesta prin botez, botezul nu este o pecete, botezul nu este un act mântuitor, nu este o faptă meritorie, botezul este o mărturie a unui cuget curat, a unui om care a primit deja provăduirea. Da? De asta ordinea Prezentată aici e foarte importantă. Ordinea a fost prezentată foarte clar și în versetul 3 și o pocăiți și fiecare din voi să fie botezat. Apoi spune, cei ce au primit provăduirea au fost botezați. Da? Deci avem uh, descris această primire a mântuirii în trei aspecte. Au primit provăduirea, da? au fost mântuiți prin credință, au mărturisit prin botez și au devenit membri prin adăugire, spune, și la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3000 de suflete. Și din punctul meu de vedere, cele trei aspecte nu pot fi separate și nu trebuie separate și nu trebuie predicat niciodată separat. Mântuirea duce la o mărturisire în botez, deci mântuirea prin credință duce la o mărturisire prin botez și duce la o membralitate în biserică. Acestea sunt trei lucruri care fac parte uh, din aceeași, din aceeași experiență. Dacă mă întrebați membralitatea în biserică face parte din mântuire? Nu face parte din mântuire, dar este legată indivizibil de mântuire. Este botezul un act mântuitor? Nu este un act mântuitor, dar este legat indivizibil de mântuire. Se naște din mântuire. Cel care a fost mântuit prin credință va vrea să mărturisească public oficial lucrul acesta prin botez. Și botezul este, botezul într-un fel este legătura dintre mântuire și membralitatea în biserică. Botezul în același timp arată spre actul mântuirii, moartea și învierea împreună cu Hristos, și botezul arată, deci este și retrospectiv, dar arată și înainte. Da? Arată este o poartă de intrare, o ușă de intrare în biserica locală. Devii membru, da? Arată mântuirea și te alipește la numărul ucenicilor. Botezul este așa un fel de balama între o legătură între mântuirea din trecut și membralitatea din viitor. Din nou, botezul trebuie să strângă să țină aceste două lucruri chiar și cronologic aproape. Deci eu nu sunt mântuit azi și mă botez peste 100 de ani. Da? Probabil nu mai ești în viață, da? Ești mântuit și după o perioadă de timp scurtă trebuie să fii botezat și după o perioadă foarte scurtă de timp, adică imediat cei ce au primit părăduirea au fost botezați și când au fost adăugați la numărul ucenicilor. După ce s-au botezat, da? Deci pasajul pe care am avut dimineață poate fi împărțit în aceste uh, trei părți. Este o pregătire a mântuirii, o prescripție pe care o prezintă Petru și o primire a mântuirii cu efectele ei descrisă de Luca. Și bineînțeles la versetul 42, la versetul 47 este descrisă practica acestor mântuiți în biserică. Da? Practica acestor oameni mântuiți în biserică. În această seară însă aș vrea să mă opresc asupra uh, versetelor 22 până la 36, unde avem de a face, uh, unde ni se prezintă, ni se descrie, ni se sumarizează predicarea Evangheliei, cuvântarea lui Petru. Ce face Petru în această... Predicarea Evangheliei, proclamarea Evangheliei este să descrie niște evenimente istorice. Petru pur și simplu predică istoria aici. Și trebuie să înțelegem, în primul rând, Evanghelia este istorie. Evanghelia nu este... Evanghelia este doctrină, este învățătură, dar este istorie. Pentru istorisește pur și simplu că Domnul Isus a fost pe pământ, a făcut miracole, că a murit, că voi l-ați omorât. Deci el descrie niște acte istorice pe care oamenii aceștia le puteau identifica, cel puțin o parte din ele. da? Deci Evanghelia, în primul rând, este istorie. Noi de multe ori ne focalizăm asupra uh, rezultatelor doctrinare sau asupra binecuvântărilor spirituale, invizibile, care decurg din Evanghelie și uităm că nu există nicio binecuvântare spirituală din Evanghelie dacă nu înțelegi că Evanghelia este istorie. Evanghelia în primul rând este istorie. Efectele spirituale sunt efecte din aceste fapte istorice, da? În al doilea rând fac niște observații generale. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, dovadă fiind faptul că după ce au auzit aceste cuvinte, au întrebat ce să facem. Pocăiți-vă, da? Fiecare din voi să fie botezat, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Aici avem uh, descrisă teologia lui Pavel, dar în narațiune. Pavel spune, Evanghelia lui Dumnezeu este putere, da, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Petru și Luca consemnează acest lucru, demonstrează, da, sau descrie, sau prezintă într-o narațiune, într-o întâmplare, într-o istorie, că Evanghelia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Și de multe ori pe noi ne ajută uh, istorisirile, da, narațiunile, poveștile, vorbim de povești adevărate, da, nu povești închipuite, ne ajută să înțelegem cum Evanghelia este puterea lui Dumnezeu uh, pentru mântuire. Da? Mântuirea este primul efect al Evangheliei. Apoi, a treia observație, Evanghelia este însoțită de lucrarea Duhului Sfânt. Domnul Isus a spus că Duhul Sfânt va veni și va mărturisi despre el, va descoperi lucrurile lui, îl va onora, îl va glorifica pe el. Oriunde este predicată Evanghelia, vine Duhul Sfânt. De ce? Pentru că Duhul Sfânt este atras, aș putea să spun, de persoana Domnului Iisus Hristos. El vine să confirme persoana Domnului Iisus, să lumineze oamenii cu privire la persoana Domnului Iisus, să descopere inimilor oamenilor frumusețea Domnului Iisus. Cel mai, cea mai scurtă cale, cea mai sigură cale, cea mai certă cale de a, de a te asigura, dar cel mai scurt mod, cel mai simplu mod de a te asigura pe tine că Duhul Sfânt este la lucru, este să predice Evanghelia, care este despre persoana Domnului Iisus, care este Dumnezeu manifestat în Domnul Iisus Hristos. Și ceva, da? tot ce urmează după, aici este, după uh, predicarea Evangheliei, este despre Evanghelie. Ei au auzit aceste cuvinte, așa nume Evanghelia, au rămas târpun și în inimă din cauza faptului că a fost predicată Evanghelia, au întrebat ce să facem pentru că Evanghelia i-a confruntat, Petru le-a spus să se pocăiască, în ce sens să se pocăiască, să-și înnoiască mintea conform cu ceea ce le s-a spus prin Evanghelie despre persoana Domnului Iisus, li s-a spus să fie botezați, botezul arată Evanghelia, Evanghelia este Iisus mor și înviat, deci botezul este o ilustrare o închipuire a Evangheliei, la fel cum Cina Domnului este o ilustrare a Evangheliei. Botezați în numele lui Isus Hristos. Evanghelia este despre numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor. Evanghelia proclamă iertarea păcatelor. Veți primi Darul Duhului Sfânt, care este o binecuvântare a Evangheliei, cum vom vedea uh, uh, mai uh, târziu. Uh, tot ce urmează aici este despre Evanghelie. Evanghelia e prefigurată în Botez. Evanghelia este primită prin credință, Evanghelia este pecetluită de primirea Duhului Sfânt, totul se cuprinde în această Evanghelie. Evanghelia, de asemenea, ne arată textul acesta, produce și extinde biserica. Evanghelia produce, formează biserica și extinde biserica. Da? Avem un mesaj proclamat, o mântuire primită ca rezultat al acestui mesaj, o membralitate ca rezultat a mântuirii și a mesajului predicat și apoi o mărturie a bisericii. Dar totul pornește de la Evanghelie. Da? E un domino aici. Duhul Sfânt însoțește predicarea Evangheliei, da? Este mesajul, este mântuirea, oamenii aceștia devin membri și devin niște membri care au o mărturie extraordinară în lume. Este un efect de domino și totul pornește de la Evanghelia predicată în puterea Duhului Sfânt. Cum vă spuneam dimineață, simplu, foarte spus, ce este Evanghelia? Evanghelia este Dumnezeu manifestat în persoana Domnului Isus Hristos. Dumnezeu trinitar manifestat în persoana Domnului Isus. Evanghelia nu este despre noi. Evanghelia este despre Hristos. Noi beneficiem de Evanghelie, dar ea nu este despre noi. Esența, mesajul, da? Evanghelia este despre Isus, nu despre noi. Singurul lucru pe care îl spune Evanghelia despre noi este că noi suntem niște ticăloși. Da? Singurul lucru pe care îl spune Evanghelia, pe care l-a spus Petru în predicarea Evangheliei în acea zi a 50 este că ei l-au omorât pe Domnul Isus Hristos. A fost singurul lucru pe care l-a spus despre Evanghelie și că Evanghelia îi cheamă pe ei la pocăință și că Evanghelia le dă lor ca un efect iertarea păcatelor în numele Domnului Isus Hristos. Așadar, în această seară ne vom uita la acest sumar al Evangheliei pe care l-a făcut Petru și pe care ni l prezintă Luca, Uh, și este foarte interesant că Petru dedică timp prezentării evenimentelor, evenimentelor prin care a trecut Domnul Isus Hristos, fără să descrie foarte multe efecte. Da, efecte. Adică, de exemplu, Petru spune despre moartea Domnului Isus și Petru nu spune, hei, uite, care e treaba, noi beneficiem de moartea Domnului Isus prin faptul că ne sunt iertate păcatele, că și noi murim împreună cu El. Petru nu petrece foarte mult timp pentru aspectele doctrinare. Nu petrece foarte mult timp. Sau de înviere, cum am fost înviat Iisus, așa vom învia și noi și așa mai El nu petrece foarte mult timp. Pentru că dacă pui temelia istorică a Evangheliei, lucrurile acelea decur de la sine. da, Și vedem apoi că în special Apostolul Petru dedică foarte mult timp în epistolele sale, Apostolul Pavel mă scuzați, da și Petru, dedică foarte mult timp în epistolele sale uh, aplicațiilor da? sau rezultatelor sau efectelor acestor evenimente istorice, acte istorice prin care Domnul Iisus Hristos a trecut sub lucrarea lui Dumnezeu. Sunt cinci aspecte ale Evangheliei pe care le voi menționa în această seară. Împuternicirea de care a avut parte Domnul Iisus Hristos, că zice versetul 22, pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu prin minuni semne și lucrări pline de putere. Asta e împuternicirea pe care a făcut-o Dumnezeu în persoana Domnului Iisus. Avem apoi descrisă și am folosit limbajul lui Isaia, versetul 23, înjunghierea Domnului Iisus Hristos și a fost dus ca un miel la măcilărie și a fost ucis. Apoi avem descris la versetul 24, la versetul 32, cea mai mare parte din predica lui Petru dintr-un motiv precis, învierea Domnului Iisus Hristos. Avem descris apoi în versetul 33 în zestrarea Domnului Isus cu promisiunea Duhului Sfânt și în final la versetul 34, la versetul 36, în Domnului Isus Hristos. Ne vom uita pe rând, pe scurt, în această seară, la aceste aspecte elementare, esențiale din Evanghelie, pentru că ne pregătim să celebrăm, să consumăm, să medităm, să ne însușim da? beneficiile, cum spune mărturisirea de credință, beneficiile morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea este un moment extraordinar să ne focalizăm toată atenția la persoana Domnului Iisus Hristos. În primul rând, cum spuneam, Petru în versetul 22 vorbește despre împuternicirea Domnului Iisus Hristos. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea, pe Iisus din Nazaret, Petru folosește expresia asta pentru a identifica un personaj istoric. Iisus din Nazaret. Știți care e? Iisus din Nazaret, da? Vă spun locația. Dacă vă puteți, dacă vreți, duceți-vă și întrebați. Iisus a crescut în Nazaret. Este din Nazaret. Oamenii au ajuns să-i numească pe credincioși Nazarii Neni. Da? Ei știau că există un om, un personaj istoric care a existat acolo și pe care îl chema Isus, nici măcar dușmanii Domnului Isus Hristos, nici măcar atei care au toate mințile în cap sau cel puțin o parte dintre ele în cap, nu neagă istoricitatea existența personajului Domnul Isus Hristos. Isus Hristos. Da? Nu neagă, el a existat. Este un personaj istoric. Și Luca, uh, Petru, de fapt, Luca consemnează lucrul acesta, uh, ține și să precizeze niște detalii de acestea. În al doilea rând spune pe Isus din Nazaret, om adevărit de Dumnezeu. Știți că imediat după plecarea apostolilor în, în secolele următoare, cele mai mari erezii care au existat în biserica primară au fost cu privire la cristologie. Unii au negat că Isus este Dumnezeu adevărat, alții au negat că Isus este om adevărat. Asta chiar în timpul apostolului, pentru că Ioan se ocupă de erezia asta. Oameni care negau că Isus a venit în trup. Cumva Domnul Isus pe cruce a făcut un fel de... A fost o poantă, de fapt. El se făcea că suferă, că curge sânge, cu a, dar el de fapt nu suferă. Mă, stați, făcut cu ochiul la ucenici, ne vedem în trei zile. Da? Cam așa își imagine. Și uh, Ioan e foarte drastic. El spune cine nu mărturisește că Isus a venit în trup este anticristul. Și în lume s-au ridicat mulți anticriști. Da? Deci Ioan este foarte serios cu privire la lucrul acesta. Iar Petru spune pe Iisus din Nazaret, da? Persona, personajul acesta istoric, om devenit de Dumnezeu. A fost un om adevărat și a fost un om confirmat de Dumnezeu. Chiar uh, uh, dușmanii Domnului Isus Hristos farisei, elita religioasă a vremii respective care au fost cei mai înverșunați dușmane Domnului Iisus Hristos, n-au putut să nege că acolo a fost, bineînțeles, la un moment dat este un punct climax în care ei pun lucrarea Domnului Iisus pe seama diavolului. Dar unii dintre ei au dubii cu privire la lucrul acesta, de exemplu Nicodim. Învățătorul știm că ești un om venit de la Dumnezeu, dar recunoaște proveniența lui divină. Că nimeni nu poate face semne pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Deci ești venit de la Dumnezeu și este Dumnezeu. Numai dacă Dumnezeu e cu tine poate să se întâmple așa ceva, da? Pentru că lucrările pe care le-a făcut Domnul Isus, scopul miracolelor a fost să confirme persoana Domnului Isus Hristos. De asta a făcut Domnul Isus minuni. Ca să confirme persoana, lucrarea și, și mesajul Domnului Isus Hristos. Pentru ce ar trebui să fac eu minuneasă? ca să confirme ce e despre mine. Da? Aceasta a fost o perioadă istorică din viața Domnului Isus în care minunile au avut loc. Scopul acesta, chiar așa spune, om a deverit de Dumnezeu, om a adeverit, persoana adeverită de Dumnezeu. Cine? Domnul Isus Hristos. Înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările prin de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru. Da? Lucrările Domnului Isus au fost incontestabile. Deci oricine vrea să spună că uh, lucrările care se fac astăzi, că sunt adevărate, Dumnezeu face lucrări miraculoase și astăzi, că lucrările acestea uh, ar funcționa într-un fel la fel cum au funcționat în, în uh, perioada istorică în care a trăit Domnul Iisus Hristos, cine spune lucrul ăsta se înșeală. Lucrările Domnului Iisus au fost de-a dreptul incontestabile. Nici cei mai înverșunați dușmane Domnului Iisus Hristos n-au putut să nege că alea au fost niște miracole adevărate. Asta e că spun, frate mi hai să a rugat pentru mine și mă mai doare spatele. Posibil, Posibil. Frații s-au rugat pentru mine, după ce am luat și o găleată de pastile, să nu mă mai doar măselele. Și am fost și la medic și s-au ocupat și nu mă mai doare. Da, credem că nu te mai doare. Știți? Dar nu așa era pe vremea Domnului Iisus. Deci, și oamenii, în loc să recunoască acest fapt evident, încearcă să dovedească că Domnul Iisus, de fapt, a făcut și el felul de minuni care să fac în ghilimele astăzi. Da? Uh... Lucrările Domnului Isus au fost incontestabile. Mai mult, Domnul Isus Hristos a lucrat pe față, în mijlocul lor. Ia zi ce spune. Om a devenit de Dumnezeu înaintea voastră. A înviat pe Lazar și spune, vreau să-L moare și pe Domnul Isus și pe Lazar. Până nu poate să meargă nebunia omului. Dar lucrarea învierea a fost clară. Oamenii au știut clar că era mor de patru zile. Da? A devenit de Dumnezeu, gândiți-vă, Creștinismul a fost o explozie istorică. Ei, ei puteau să spună, voi l-ați văzut. Și ei, m, da, l au văzut. N-aveau ce să spună că l-au văzut. Dumnezeu a făcut, zice, înaintea voastră. Semnele, lucrările prin de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el, i-au auzit a doua expresie, nu doar înaintea voastră, ci în mijlocul vostru au fost palpabile, le-ați putut vedea. Vă da Dumnezeu toate dovezile din lume, că El este o persoană istorică, adevărată, prin care Dumnezeu a lucrat cum n-a mai lucrat prin nimeni în toată istoria omenirii, da? Nici dușmanii Domnului Iisus nu puteau să nege. Apropo, Petru spune lucrul acesta oamenilor pe care urmează în versetul următor să acuze. Voi criminale, ucigașii Domnului Iisus, ați văzut lucrurile astea. Le-ați avut înaintea voastră. Au fost minuni. Petru le explică. Înțelegeți ce ați făcut. Dumnezeu dovedește că El este Mesia, că El este Domnul și voi le-ați omorât. Ați avut toate dovezile, da? toate dovezile din lume. Da? El începe cu această împuternicire a Domnului Isus Hristos pentru a demonstra că predicarea Evangheliei nu a fost un mit, nu a fost un bas, nu a fost o fantezie, nu a fost o făcătură, a fost o realitate. Frați și surori, noi în seara aceasta celebrăm o realitate istorică. Mulți oameni au vorbit și au spus că Petru și toți ceilalți apostoli de fapt au început să, din, din șocul pe care l-au trăit că Iisus a murit, au inventat în câteva zile o teologie care cumva psihic să-i poată ajuta să treacă peste necazul ăla. Au fost mulți oameni care au trecut într trecut, trecut o felul de traume din astea, dar nu au reușit să facă ce au făcut oamenii aceștia și n-au avut dovezile pe care le-au avut ei. Să te poți ridica în fața la mii de oameni care cu câteva săptămâni în urmă l-au omorât pe Hristos, să te ridici cu riscul ca tu să fii din omor. Dacă l-au omorât pe el, era nimic ca să o omoare pe ăștia micuți ca ei. Da? Care până atunci erau și niște fricoși. Să te ridici cu atâta curaj și să spui, aveți dovezi în mijlocul vostru. Și ei să spună, ă, da. Asta nu poate să fie o fantezie, asta nu poate fi rezultatul unui bas. Noi celebrăm istorie în seara aceasta. Istorie! fapte istorice, evenimente reale pe care nimeni din perioada aceea nu le putea contesta, nici cei mai vașnici și uh, răi dușmani Domnului Isus Hristos. În al doilea rând, bineînțeles, un fapt, al doilea fapt istoric, foarte important, este înjunghierea sau moartea Domnului Isus. Și moartea Domnului Isus este prezentată de Petru în stilul lui uh, caracteristic, așa foarte simplu, Petru aruncă niște fraze aici, dar te aruncă într o teologie care Îți faci să faci să-ți înghețe toți neuronii. De ce doctrină? În versetul 23, doctrină pură. Ai putea să scrii tratate între ce. Petru le spune, domnule, lucrurile sunt foarte clare. În moartea Domnului Isus Hristos există un agent divin și un agent uman. Dumnezeu a plănuit lucrul acesta și oamenii sunt vinovați. Nu simplu, foarte simplu. Pentru rezolvă dilemele noastre istorice de prin anul, toți oameni sau prin anul 400 a început sau nu știu când, tot tărăboiul ăsta, voință liberă, responsabilitate umană. Dacă n-ai voință liberă, n-ai responsabilitate umană. Dacă Dumnezeu e suveran 100% și nu-și abandonează suveranitatea și el controlează până și voințele noastre, înseamnă că noi numai. Pentru zice, mă, știți cum? În moartea Domnului Isus Hristos, Dumnezeu a plănuit, iar omul este vinovat. Păi cum așa? Uite așa simplu. Și interesant că evreii nu spun, bă, pentru știi ce? Noi avem o problemă cu teologia ta despre libera voință. Nu, ei ziceau că a rămas străpun și în inimă. Străpun și în inimă. Iertați-mi expresia, ăștia nu erau niște prostălei care au auzit Evanghelia atunci. Și nu știau să facă și ei niște distinții. Aștia, ăștia trăiau într-o lume greco-romană în care circula informația, în care circula literatura, în care erau tot felul de concepte platonice, tot felul de concepte evrești care mai târziu a ajuns să fie un atac foarte puternic împotriva Evangheliei. Oamenii ăștia știau lucrurile acestea. Veneau din toată lumea răspândită de atunci. Și totuși ei acceptă această, această explicație a lui Petru. Deci avem agentul divin pe seama căruia să pun două acțiuni. Zice așa, omul acesta Dat în mâinile voastre și expresia, dăruirea aceasta pe care o face Dumnezeu în mâinile lor. Într-un fel, ei, ei, Petru le arată, Domnul Isus Hristos n-a fost o victimă. Noi nu celebra, noi am putea să celebrăm în seara asta o victimă cu ce s-a întâmplat cu Domnul. Noi la Paște mai avem o perioadă de ani în care plângem cum a suferit, cum coroana de spini, cum l-a biciuit. Frasul a fost într-adevăr acolo un, uh, uh, o bătaie cruntă. Domnul Iisus Hristos a suferit fizic și noi nu vrem să subminăm sau să diminuăm suferința fizică a Domnului Iisus Hristos. Ferească Dumnezeu de așa ceva. Dar cu tot respectul vă spun, există tot felul de oameni creștini care au suferit în istoria omenirii groaznic teribil din punct de vedere fizic, mai prelungit decât Domnul Isus Hristos. Din nou, nu vreau sub nicio formă să diminuiez suferințele fizice ale Domnului Isus Hristos, dar suferințele sale spirituale n-au fost cunoscute nici 0,0000001% de nicio persoană din toată istoria omenirii. Din toată istoria omenirii. Și Petru ține să demonstreze că faptul că ei l-au avut în mâinile lor a fost daruirea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a dat lor. De ce l-a dat Dumnezeu lor? Păi Dumnezeu l-a dat lor pentru că a existat un decret mai dinainte. Ia auziți. Pe omul acesta a dat în mâinile voastre, asta este dăruirea pe care a făcut-o Dumnezeu în timp și spațiu, acelor oameni din anul, să zicem, 33 după Hristos, după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu. Este o, o dăruire în timp și spațiu care se leagă de un decret veșnic al lui Dumnezeu. Da? De asta Dumnezeu l-a dat. Pentru că a decretat din veșnicie ca el să fie dăruit acestor oameni. Imaginați-vă acest lucru, cea mai mare atrocitate care a avut loc în istoria omenirii, omorârea Fiului Dumnezeu, care a fost revelația de plină, cea mai puternică, clară revelația Lui Dumnezeu în istorie, cea mai mare atrocitate făcută împotriva Fiului Lui Dumnezeu a fost plănuită de Dumnezeu. Mi-a povestit cineva săptămâna aceasta care face evangelizare în pușcării și în, uh, și în spitale, mi-a povestit că a stat de vorbă cu un om care la propriu, în, plâns așa, foarte Puterii în față cu toată lumea acolo, în timp ce predica Evanghelia, a spus cum Dumnezeu ăsta tău pe care îl predici tu uh, mi-a omorât copilul la 3-6 de ani. Aș prefera să mă omoare pe mine. deci nu mă lua pe mine și -a luat copilul meu? Și spus, eu nu știu. Și el a răspuns în felul următor. Nu pot să spun de ce Dumnezeu a făcut așa, dar pot să spun că Dumnezeu știe exact despre ce este vorba. Pentru că Dumnezeu și-a dat fiul lui, singurul lui fiu la moarte și Dumnezeu știe exact. Ce înseamnă să pierzi un fiu, da? În ghilimele, să pierzi un fiu. Pentru că el și-a dat fiu, da? El și-a dat fiul. Domnul Iisus Hristos nu a fost o victimă. Și lucrul acesta trebuie, practic vorbind, aplicativ vorbind, trebuie să fie o mângâiere pentru noi. Noi știm că Dumnezeu nu știu să vă explic lucrul ăsta. Habar nu am cum este, dar Dumnezeu știe exact, inima lui Dumnezeu știe exact ce înseamnă cea mai mare atrocitate care a avut loc în istoria omenirii. Noi știm, noi știm cum este să fim victimele la tot felul de răutăți ale oamenilor, dar nu avem nici cea mai mică idee ce înseamnă și ce a însemnat pentru Dumnezeu să facă uh, lucrul acesta, da? Și Dumnezeu n-a pierdut pentru că a fost de și nu a avut ce să facă. Și el însuși l-a dat pe fiul lui, da? Avem descris apoi agentul uman. Și bineînțeles, aici intrăm în paradoxul morții Domnului Isus Hristos. Moartea Domnului Isus a fost o rânduire divină, dar este în același timp o responsabilitate umană împăcați-vă cu treaba asta cum vreți dumneavoastră. Dacă dumneavoastră vreți să nu dormiți nopțile, să vă consumați neuronii pentru asta, eu n-am niciun fel de probleme pentru asta. Opinia mea este că trebuie să credem lucrul acesta. A fost o rânduire divină și este responsabilitatea umană. Pe omul acesta dat în mâinile voastre, voi l-ați răstiniți și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Da? Arată paradoxul acesta și arată procedeul pe care l-au folosit și nu la voia întâmplării, Dumnezeu a decretat ca Domnul Isus să fie omorât prin răstignire, pentru că este cea mai rușinoasă formă de moarte și cea mai dureroasă. Și era modul în care ei confirmau într-un fel, da, domnule, a fost omorât. Și știți că sutașul, și nu la voia întâmplării Dumnezeu, a decretat și lucrul acesta, ca sutașul să confirme, prin împlântarea suliței în coasta Domnului Isus să confirme moartea Domnului Isus Hristos, da? Dumnezeu a rânduit toate detaliile morții Domnului Iisus Hristos ca să nu existe niciun dubiu. Știți că a existat explicația aceasta, nu știu exact secolul 19-20, că Domnul Iisus Hristos a fost într-o comă, că de fapt n-a murit, și a fost într-o comă. Și stând în în peștera aceea care a fost rece că evrei nu te băgau în pământ și te acoperau, da, într-o peșteră l-au pus. Uh, uh, Domnul Iisus acolo s-a trezit, a fost resuscitat și da după aceea a el a înviat în ghilimele, dar el de fapt nici nu murise în realitate. Nu există tot felul de detalii și niciun evreu nu a negat că Domnul Iisus Hristos a murit. Da? Niciun evreu nu a negat lucrul acesta decât minciuna aia gugonat pe care au inventat-o acei oameni foarte puțin credibili, da? care au plătit să spună că au furat uh, trupul Domnului Iisus Hristos. Da? Este răstignire și a fost ace mâna acelor fără de lege care probabil se referă la, uh, la și la romani și la conducătorii poporului evreu care într adevăr erau oameni fără de lege. Da, moartea domnului Isus Hristos este importantă pentru că moartea domnului Isus el a biruit cel mai mare inamic din istorie, adică pe diavolul. Da, diavolul care are puterea asupra noastră prin frica morții, spune apostolul Nevrei, da. Moartea fiind un rezultat uh, al uh, păcatului. Și Petru într un fel aici îi îi lovește foarte puternic pentru că le arată că păcatul lor primar este ceea ce au făcut ei cu Domnul Isus. Și asta este păcatul primar al omenirii. Și al nostru. Da? Ce facem cu Domnul Isus? Asta este întrebarea finală a Evangheliei. Evanghelia te întreabă care este reacția ta, răspunsul tău la persoana Domnului Isus Hristos. Deci Domnul Isus a fost împuternicit, a fost înjunghiat și a fost și înviat. Și Petru petrece foarte mult timp pentru a vorbi despre înviere Că pentru evrei nu era uh, sub semnul întrebării nici lucrarea Domnului Isus Hristos, minunile semne lucrările, nici moartea Domnului Isus Hristos, ci învierea Domnului Isus. De aceea, de la versetul 24 până la versetul 32, avem o apologie, dacă aș putea să zic, argumente uh, ale învierei. Ce vreau să spun de la bun început este că Domnul Isus Hristos nu este doar viața. Mai târziu îl numește Domnul vieții, în a doua predică, Petru. Domnul vieții. Domnul Iisus Hristos este și în vierea. Da? Promisiunea extraordinară pentru noi este ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos înainte să moară. Că cine încrede în El, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Vine ceasul când morții vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și auzindu-l vor în Asta este nădejdea noastră. Domnul Isus Hristos a fost uh, prima demonstrație clară a lui Dumnezeu că există nădejde în fața morții. Există nădejde în fața morții. Că pentru noi moartea este o mutare dincolo ca să fim cu Domnul Isus Hristos și nu doar că ne ducem într-un cer a duhurilor sau a sufletelor, ci va exista o zi a învierii. Cum l-a înviat Dumnezeu? Ia -o zis. Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții. Frați și surori, dacă nu vine răpirea, de vreme fiecare dintre noi vom fi prinși de aceste legături ale morții. Da? E un verset încurajator. Pe cel care este unit cu noi, reprezentantul nostru, Domnul nostru, Mântuitorul nostru, Dumnezeu a desfăcut de peste el legăturile morții. Și pentru că noi suntem în el, Dumnezeu va rupe și de peste noi legăturile morții. Da? Legăturile morții. Asta e maniera în care l-a înviat Dumnezeu. Motivul pentru care l-a înviat. Păi nu, cum să-și lase Dumnezeu fiul mort, nu? nu pot să-l las fiul mort. Nu de asta l-a înviat. Te-au zis ce spune. Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții pentru că era, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. De ce? Că el era domnul vieții. Domnul Iisus Hristos cu o seninătate teribilă spune, eu cred că ce n-au înțeles nimica, eu îmi dau viața și tot eu am putere să-mi dacă ești mor, cum să-ți iarăși. Doar așa pot înțelege faptul că Domnul Iisus a fost om în același timp și a fost Dumnezeu în același timp. Cum poate un om mor să-și ia viața iarăși? Da? Eu îmi dau viața și am putere să-mi o iau iarăși și ceea ce a și făcut. Da? Și uh, apostolul în roman spune că a fost înviat prin Duhul lui Dumnezeu. Aici ni se spune că Tatăl l-a înviat și Domnul Iis Iisus ne spune că El se va învia. Da? Că el are putere să-și dea viața iarăși. Cine l-a înviat? Dumnezeu l-a înviat. Care Dumnezeu? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Da? Pentru, că era cu, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Nu era cu putință. El fiind Dumnezeu adevărat. Deci maniera învierii, motivul învierii, mărturia învierii. Și Petru ce face aici este să ancoreze realitatea învierii Domnului Iisus, Evanghelia, esența Evangheliei, profetic, da? Evanghelia este plantată în Vechiul Testament, în profețiile din Vechiul Testament. Și el începe să ne descrie și să ne explice, de fapt prima dată ne expune, citează o profeție și apoi o comentează, da? El spune, Uh, versetul 25 ne prezintă o mărturie profetică, citează, că David zice despre el. Și citează. Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că el este la dreapta mea ca să nu mă clatin. Cine este acesta care spune aceste cuvinte? Petru explică ulterior și spune că cel care spune aceste cuvinte este Domnul Isus Hristos. Cui îi spune aceste cuvinte? Tatălui. Eu aveam totdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea și înaintea mea și la dreapta mea, pentru că Dumnezeu este pretutineni, ca să nu mă clatin. Da? Domnul Isus are stabilitate datorită lui Dumnezeu. Apoi spune: De aceea vorbește tot în continuare despre El, mi se bucură inima, mi se vestelește limba. Vedeți ce legătură este între inimă și. Limba, mi se bucură inima și mi se vestelește limba. Dacă inima ți se bucură, limba va arăta lucrul acesta, chiar și trupul, da, este o. O satisfacție holistică pe care o are Domnul Iisus Hristos. Inima, limba, trupul mi se va odihni în nădejde. Asta în fața morții. Da? Este o aplicație pe care o face imediat față de moarte. Deci el este stabil datorită lui Dumnezeu. Din această stabilitate, el nu se clatine datorită lui Dumnezeu, fiindcă el este la dreapta lui, este înaintea lui. Are o satisfacție de plină. Trupească, duhovnicească, lăuntrică, exprimată prin uh, limbaj și și o siguranță pe care are el. Care e siguranța? Versetul 27 și 28. Că nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Acum noi știm că sufletul nu poate să vadă putrezirea. Ceea ce înseamnă că aici autorul vorbește despre două aspecte. Despre aspectul sufletesc, nu vei lăsa ca sufletul să fie în locuința morților și nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea în ce? În trup! Nădejdea noastră, s-a spus de multe ori în locul acesta și repet, nădejdea noastră nu este doar cu privire la sufletele noastre, ci și cu privire la trupurile noastre. La fel cum Domnul Isus a fost înviat și a avut un trup de slavă la noi, la fel noi vom avea trupuri de slavă, da? Și versetul 28 continuă aceeași idee, mi-ai făcut cunoscut căile vieții, da? Pentru că El a înviat și mă vei umple de bucurie cu starea de față, da? Petru citează și apoi comentează. Primul comentariu pe care îl face este despre moartea lui David. Cât despre patriarhul David, să fie îngăduit, fraților, să vă spun, spun el, fără sfială, fără rușine, da? fără frică că va a stulbura vreunul dintre voi, că a murit. Moartea lui David este afirmată, a murit și este și atestată. Și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. El face o logică simplă. Dacă psalmul acesta lui David, pe care David îl prezintă la persoana întâi, ca și cum ar fi despre el, dacă psalmul ăsta s-ar referi la David, nu are niciun sens. De ce? Că David a putrezit. A putrezit. Și sufletul lui era în locuința morților. Deci David, deși vorbește la persoana întâia singular, nu are cum să se refere la el. Eu o logică simplă, Petru. Mai dacă David s-a referit la asta, cum de el a murit, este îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru. Da? Afirmă moartea lui și atestă moartea lui, zice, vă puteți duce la mormântul lui David. Ceea ce înseamnă că David a avut o misiune specială și misiunea specială lui David este descrisă în versetul 30. David era proroc. El nu era doar patriar, ci era proroc. Și nu numai era pro, doar că era proroc, ci știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Deci David este și proroc, care vorbește despre Domnul Isus și este predecesor al Domnului Isus Hristos. Da? Este proroc care vorbește despre Domnul Isus și este un predecesor al Domnului Isus Hristos. Și în profeția aceasta despre Domnul Isus, el știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Deci Domnul Isus a fost urmașa lui David, adică împărat, monarh. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el când a zis că 1. Sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și 2. Trupul lui nu va vedea putrezirea. Acum vreau să vă spun pe scurt că există o dezbatere pe versetul 31 dacă Domnul Isus Hristos, uh, dacă Domnul Isus Hristos a ajuns în locuința morților dacă textul se referă la faptul că a ajuns în locuința morților sau că a fost lăsat în locuința morților. Cu alte cuvinte, textul poate fi citat așa. Despre învierea lui Hristos a, a, a prorocit și a vorbit el când a zis că sufletul lui nu va, nu va fi lăsat să ajungă în locuința morților sau că sufletul lui nu va fi lăsat să rămână în locuința morților. Da? Deci, e clar că el n-a rămas în locuința morților. Întrebarea este dacă a ajuns acolo, dacă Petru se referă la faptul că a ajuns în locuința morților. De ce există dezbaterea? Pentru că dacă te uiți la partea a doua și spune și trupul lui nu va vedea putrezirea. Nu va vedea deloc putrezirea, da? Corect? Deci Domnul Iisus nu a putrezit. Trupul lui n-a putrezit deloc. Acum, dacă Accentul e pe deloc, atunci îl aplici și la prima parte. Nu va fi lăsat deloc în locuința morților, da? Este o, o, o dezbatere pe lucrul ăsta, nu te face nici rătăcit, nici eretic, indiferent de poziția pe care o, o adopți, da? Și cred că limbajul permite ambele poziții. Cei care spun că Domnul Isus a ajuns în locuința morților oferă mai multe motive pentru care a ajuns acolo. Unu, că a ajuns acolo să proclame biruința lui. 2. că a ajuns acolo ca să elibereze pe toți sfinții Vechiului Testament care au ajuns în locuința morților, că Biblia asta spune despre toți. Și Iov, și Iacov, și Isaac, și David vorbesc despre plecarea lor în locuința morților. David despre copilul lui care s-a dus în locuința morților, care a murit. Dar ei s-au dus în locuința morților, că Domnul Iisus Hristos, la moartea lui, săvârșit lucrarea mântuirii, s-a dus și a eliberat toți sfinții din Vechiul Testament, din locuința morților și au intrat în, în cer, de aceea credincioșii în Noul Testament nu se mai duc în locuința morților, ci se duc să fie cu Domnul Isus Hristos. Se află într-o stare intermediară, pentru că sunt suflete cu Domnul Isus și nu sunt trupuri cu Domnul Isus, da? Asta ar fi o explicație, eu vă prezint opiniile, eu nu sunt unul personal decis, dar nu sunt convins că Domnul Isus a intrat în locuința morților. Nu sunt convins, dar nu încă, încă studiez chestiunea asta, v am vrut să fiu sincer, să vă prezint ambele opinii, niciuna dintre ele, repet, nu vă face nici eretici, nici rătăciți și nu are un impact uh, doctrinar major, practic, asupra vieților noastre. Da? Și apoi, după ce ne prezintă maniera învierii, motivul învierii, mărturia învierii, care este un citat din psalmi, uh, ne prezintă și marturii învierii, Dumnezeu a înviat pe acest Isus și noi toți care erau mulți, și Pavel în 1 Corinteni 15 identifică că erau mulți, sute de oameni, da? care puteau să mărturisească învierea Domnului Isus Hristos. Dacă vrei, du-te și cercetează. Și apropo, nu există niciun document istoric care să spună, da, m-am dus și am vorbit cu oamenii ăia și nu, nu, ei au spus că nu s-a întâmplat așa ceva. Da? Adică singure documente istorice pe care le avem sunt la dispoziția noastră, le putem citi și asta e singurul, singure locuri din care putem să avem dovezile învierii Domnului Iisus. Da? Avem descris învierea, în al patrulea rând, înzestrarea Domnului Iisus. Versetul 33. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, ceea ce Domnul Iisus a promis că se va înălța și abia apoi va trimite Duhul Sfânt, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt și a turna ce vedeți și auziți. Petru spune în versetul 33 lucrul acesta într-un fel ca să confirme tot ce a spus el despre coborarea Duhului Sfânt. Vedem proveniența Duhului. Este de la Tatăl, da? pentru că Duhul Sfânt care face parte din lucrarea mântuirii, și este un dar în mântuirea noastră. Suntem pecetruiți cu Duhul Sfânt, călăuziți cu Duhul Sfânt, umpluți cu Duhul Sfânt, botezați cu Duhul Sfânt, primim Duhul Sfânt, dar toată viața noastră este prin Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl este inițiatorul. Da? Lucrarea trinitară o aveți descris în versetul 33. S-a înălțat în dreapta lui Dumnezeu Tatăl și a primit de la Tatăl, Domnul Isus a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt. Da? Este lucrarea Sfintei Treimi descrisă în Trimiterea Duhului sunt, da? Provenința Duhului, primirea Duhului. Domnul Iisus a primit de la Tatăl Făgăduința Duhului. Și același limbaj este folosit pentru credincioși care au primit făgăduința Duhului. Dacă această primire înseamnă o stăruință ca să primești Duhul Sfânt, înseamnă că și Domnul Iisus a fi stăruit, nu? Același limbaj este folosit. El a primit de la Tatăl Făgăduința Duhului și noi am primit de la Fiul făgăduința Duhului și de la Tatăl, da? Este o primire, Ea arată foarte clar faptul că este un dar de la Dumnezeu, dat tuturor credincioșilor, da? Foarte clar cred că e subliniat în tot pasajul acesta personalitatea Duhului Sfânt. El este o persoană, el nu este o putere, noi nu primim o putere, ci primim o persoană primeau persoană, Duhul Sfânt este și o promisiune, o numește făgăduința Duhului Sfânt, pentru că el a fost promis în Vechiul Testament. Evreii știți foarte bine, aveau sporadic lucrarea Duhului Sfânt peste anumite persoane în mod special. Nu era atât de clar pentru ei și Dumnezeu profețește de multe ori primirea în abundența Duhului Sfânt. Este descrisă și plinătatea Duhului Sfânt, pentru că spune aici a turnat. Nu a picurat. De aceea se folosește expresia botez cu Duhul Sfânt. Și pentru noi botezul are sensul de scufundare. Da? Ni s-a explicat la conferință, suntem și scufundați în Duhul Sfânt, și suntem și adăpați din Belșug, din Duhul Sfânt. Suntem botezați în Duhul Sfânt și suntem și umpluți de Duhul Sfânt. Da? O lucrare completă, abundentă, se va sesiza lucrul acesta. Și ce a turnat, ce vedeți și auzit. Întrebare. Suntem la încheierea acestui mesaj. Întrebare. Suntem noi botezați, umpluți, am primit noi făgăduința Duhului Sfânt? Da sau nu? Da? Da. Ce văd oamenii și aud? A, e foarte ușor să spunem. Noi nu suntem ca aia care credem că când Duhul sunt cobară, începem să ne comportăm sălbatic și să lătrăm și să urlăm și să facem nu știu ce. Nu, Duhul Sfânt este ca un susur blând. Ce văd oamenii și aud? Asta este întrebarea pentru noi. Ce văd oamenii și aud? Dacă noi pretindem că am primit această făgăduință. Și chiar dacă vă uitați și la semnul vorbirii nim care a existat în fapte 2 sau în fapte 10, zice că vorbeau în nim și spuneau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Sau în fapte 10 spune că vorbeau în limbi și lăudau, măreau pe Dumnezeu. Da? Înălțau pe Dumnezeu, arăstau măreția lui Dumnezeu. Oamenii care au primit Duhul Sfânt s-au manifestat în felul acesta și ceilalți au sesizat că Duhul Sfânt era în viața lor. Dumnezeu să ne cerceteze. Și în final, versetul 5, a, 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 a parte din Evanghelie, descrisă de Petru, la versetul 34 la 36. Ia auziți. Căci David, nu s-a suit în cerul, ci el singur zice, i-ascultați, ia Domnul a zis Domnului meu. Care domn a zis cărui domn? Păi tatăl, a, tatăl, domnul tatăl a zis domnului fiul. Șezi la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. Deci avem în, în, versetul 34 profețită monarhia Domnului Isus Hristos, care are două aspecte. O așezare a Domnului Isus, așezarea este o așezare pe tron, care arată suveranitatea lui, supremația lui, da? într-o poziție de conducere. Deci Domnul nostru Isus Hristos, sper că ați auzit foarte bine în cele șase sau opt predici în perioada Sfintelor Sărbători, Domnul Isus Hristos nu este un prun ușor acum noi nu-l primim nici în la inimii, nu trebuie să-l mângâiem pe căpușor, să avem grijă de el, ci Domnul Iisus Hristos este la dreapta Tatălui. Este o profeție. Da? Deci noi nu credem altceva. Asta e poziția în care se află Domnul Iisus. Noi celebrăm, comemorăm, ne bucurăm de întruparea Domnului Iisus Hristos, care a fost un eveniment istoric unic, irepetabil. Și acum celebrăm un Hristos care este la dreapta Tatălui. Este așezat într-o poziție de suveranitate. Și vedem aici în această profeție a monarhiei sale, nu doar așezarea lui Hristos, ci așternerea vrășmașilor Domnului Iisus Hristos. Până ce voi pune pe vrășmașii tăi, sub picioarele tale. Ce descriere fantastică a Domnului Iisus Hristos într-o predică de evangelizare. L-ați predicat așa pe Hristos? Hristos este așezat la dreapta Tatălui într-o poziție monarhică, da, de suveranitate, de supremație absolută și Dumnezeu se ocupă ca pe toți vrăjmașii lui să-i facă așternând picioarele lui. El să fie suprem, domn suprem peste toți. Și chiar Scriptura spune că va zdrobi neamurile cu un toiac de fer. Da? În Isaia este o profeție foarte ciudată în care îl prezintă pe Domnul Isus Hristos în suveranitatea lui care calcă pe toți dușmanii lui în cu mâniei lui Dumnezeu și se unge de sângele lor pe tot. Ăsta este Domnul Isus Hristos. După ce profețește monarhia Domnului Isus, proclamă mântuirea sa. Versetul 13. Să știe bine, dar... Acum, după predica asta, ce reacție poți să ai decât ca în versetul 37? Să știe bine, dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut domn sau monarh și Hristos, adică Mesia, care înseamnă unsul Mesia, pe acest Isus, care Isus înseamnă Dumnezeu mântuiește sau Dumnezeu salvează. Deci ai în versetul 3.6 descrise cele trei aspecte ale uh, persoanei Domnului Isus Hristos. El este domn sau monarh, este Hristos sau Mesia, pe acest Isus care este mântuitorul, pe care l-ați răstignit voi. Da? Asta este, lor le este prezentat, oferit, proclamat, predicat, un Hristos complet. Doar acest Hristos, doar această Evanghelie poate să ducă la efectele descrise în versetul 37, 38, 39, 40, 41 și până la final. Doar această Evanghelie și acest Hristos generează o asemenea biserică. Doar această Evanghelie și acest Hristos este însoțită de lucrarea Duhului Sfânt. Doar asta. De aceea este fundamental, este un pilon pentru viața bisericii. A trebui constant, după câteva luni de zile, să tot citim și să predicăm fapte capitolul 1 și fapte capitolul 2, pentru că este temelia experiențială a bisericii. De aici ne extragem noi ADN-ul. Ăsta e portretul pe care trebuie să uh, îl aibă biserica și în secolul 21. Asta este lucrarea pe care Dumnezeu o va face în biserică până la uh, sfârșitul, uh, până sfârșitul vremurilor, care vor fi încheiate de Dumnezeu uh, după planul lui. În seara aceasta, când vă sta... Uh, la cina Domnului noi nu celebrăm o victimă, un personaj care ne-a lăsat un exemplu frumos, ne-a lăsat predici foarte drăguțe, moraliste, pe care noi să le aplicăm prin propriile noastre eforturi. Noi nu proclamăm o persoană care a murit și ne ducem la mormântul lui să-l vizităm și să aducem acolo omagii și ofrande. Noi proclamăm pe unul care a fost manifestarea cea mai puternică a lui Dumnezeu în istorie, pentru că a fost Dumnezeu întrupat, a fost în esența Dumnezeirii, în substanța Dumnezeirii, proclamăm pe cineva care n-a fost o victimă, care a murit, dar care a biruit moartea și a străpus moartea, a călcat moartea, da? Cu moarte, pe moarte, călcând, celebrăm pe unul care a fost înviat, căruia i s-au dezlegat legăturile morții pentru că nu putea să fie ținut de aceste legături ale morții, care este împlinirea profețiilor făcute de Dumnezeu prin prin profeții lui în Vechiul Testament, care este împlinirea legămintelor lui Dumnezeu, care este împlinirea jurămintelor lui Dumnezeu, care este cel mai mare monarh, mai mare decât David, noi celebrăm pe unul care este înălțat la dreapta lui Dumnezeu, pe unul care ne-a binecuvântat cu Duhul Sfânt și toate binecuvântările care vin la pachet cu această persoană deosebită a Duhului Sfânt. Proclamăm pe unul care este la dreapta lui Dumnezeu într-o poziție de suveranitate absolută, care, căruia îi se pun toți și așternut picioarelor lui, proclamăm pe, pe, unul care este mântuitorul nostru, monarhul nostru, mesia al nostru, care este totul pentru noi. V-aș îndemna, v-aș încuraja să meditați în seara aceasta serios la persoana Domnului Isus Hristos și cu această imagine completă să ne apropiem de masa Domnului. Da? Chiar Domnul Isus Hristos spune cuvintele acestea și Pavel le extinde, le explică și spune că noi proclamăm, celebrăm, suntem părtași Uh, și facem lucrul acesta până va veni El El nu este mort, El este viu în vecii vecilor, slavă Lui, amin